Da. Cetățeanul avea dreptate. În momentul de față avem în direct prin telefon și un consilier, domnul Doru Prioteasa. Bună seara, înțeleg că dumneavoastră ați votat acele puzuri. De ce ați făcut-o? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Puzurile care au venit în consiliu aveau toate actele necesare. Aveau avizul pozitiv al Comisiei Tehnice de Urbanism, care e formată din arhitect. Ba mai mult, Comisia Tehnică a propus drumul prin curtea, de fapt, nu prin casa domnului respectiv. Iar noi astăzi am votat un corector care trebuia să desfinteze și desfintează... Distinse, dumneavoastră, ați fost ales acolo ca un specialist, nu? Bănesc așa v-ați prezentat în campanie. Consilierii nu sunt specialiști. Da, aveți așa cât de cât o idee despre faptul că un drum de acces către o proprietate privată nu poate trece printr-o altă proprietate privată? Nu, doamnă, drumul acela nu era către o proprietate privată, ci este către un ansamblu. Nu e doar acea proprietate privată, acest domn are proces doar cu acea proprietate privată. Adică un bloc ar fi o chestie de utilitate publică? Da, doamnă, dar un drum care trece pe un bloc merge, pe lângă un bloc merge mai departe. E o țesătură de drumuri acolo care se deschidea într-o direcție. Haideți să vă iau altfel. Dumneavoastră, vă dau o speță, dumneavoastră cumpărați un teren, da? Și mâine vă faceți un bloc pe acel teren. Eu sunt vecina dumneavoastră. Am un teren. Dumneavoastră vă construiți drumul de acces pe terenul meu? Așa e în România, așa îmi spuneți dumneavoastră? Dar nu e hotărârea mea, e hotărârea unei comisii. Înțelegeți? Comisia Tehnică de Arhitectură. A fost o greșeală. Și vă rog să înțelegeți că această greșeală a pornit din propunerea din Comisia Tehnică de Arhitectură, care e făcută din specialiști. Corect, deci nu cu consilierii. Și cu specialiștii aia ce facem? Văd că și dumneavoastră sunteți la o medie salarială foarte importantă în România. Poftim, ce spuneți? Am prezentat noi aici în emisiune niște salarii și administrația publică are și o medie interesantă. Consilierii nu intră în categoria asta. Eu nu mă număr printre aceia, sunt consilieri. Nu, specialiștii. Și, doamnă, mă rog, ce faceți cu ei? Îi pedesim în vreun fel sau? Noi i-am schimbat. I-ați schimbat. Da. Și astăzi am... Stați puțin că dumneavoastră vorbiți noi ca și cum ați fi nou acolo. Dar nu sunteți nou, sunteți și din vechiul Consiliu. Da, doamnă, sunt din vechiul Consiliu. Și de ce nu i-ați schimbat atunci dacă nu erau buni? Nu vă lăsa domnul, nu știu cum îl cheamă. Am încercat să-l schimbăm și n-am reușit. Dar dumneavoastră nu înțelegeți ceva. Acel domn nu vroia să mai schimbăm drumul de acolo pentru că are un proces pentru despăgubiri. El de-aia a făcut această... Acel domn este un angajat SPP care conștient a făcut acel scandal ca să apară la dumneavoastră la televizor. Așa spuneți dumneavoastră. Contează angajatul cu e? Dacă dumneavoastră v-ar trece drumul prin curte, cum ați reacționat? Doamnă, nu am putut accepta acest lucru în momentul când toate demersurile care am făcut au fost la mine, am făcut toate demersurile necesare să ajungă acest pus modificator în Consiliu. Și nu înțeleg eu. Drumul acesta a fost stresat vreme de 2 ani, am înțeles, da? Da, sau 3 ani. Da, 3 ani. A fost un stres continuu pentru el, că va trece un drum fie prin casa lui, fie prin curtea lui. Contează prea puțin. Iar în momentul în care el vine și solicită, și mi se pare absolut normal acest lucru, despăgubiri pentru situația prin care a trecut, mi se pare ceva anormal. Mă, nu, mie nu mi se pare nimic anormal. Anormal este modul în care l-ați dat afară. Nu l-am dat noi afară. Nu, ați chemat bodyguardii sau ce naiba au fost acolo, l-ați umflat și l-ați scos afară din sală. În timp ce majoritatea consilierilor stăteau cu spatele la el. Deci vreți să mă lăsați? Are tot dreptul să ceară despăgubiri? Dar putem, noi trebuia să reglăm astăzi situația. Domnule consilier, am înțeles, dumneavoastră nu vă pricepeți, ați dat un vot în necunoștință de cauză, asta este, dânsul este angajat, nu știu unde a spus, la SPP, nu are dreptul să ceară absolut nimic, e chiar jenant pe semnul punctul ăsta de vedere că a intrat acolo în sala Consiliului General al Municipiului București, trebuie să stea pe undeva pe afară. Domnule, pot să vorbesc și eu? Da, chiar vă rog că v-am ascultat până acum. Da, nu ați ascultat nimic, eu n-am pus să vorbesc. A vorbit doamna Crețulescu cu dumneavoastră și... Domnule, cred că v-am ascultat vreo 5 minute vorbind. Noi astăzi l-am corectat. Acum tăceți? Noi astăzi l-am corectat. Nu spuneți dumneavoastră să tac până la urmă, că este e vorba de un dialog. E o treabă de bun simț. În calitate de consilier trebuie să dați dovadă și de așa ceva. Întrebare, domnule Prioteasa, așa vorbiți și cu cei care vin în audiență la dumneavoastră? Cam așa. Sigur că am vorbit. Da, exact. Așa spuneți că așa vorbiți și cu oamenii care vin în audiență?
Noi de acest puș știm de 3 zile, nu știm de ieri, de 3 ani. Nu vă întrebam altceva. Cum vorbiți cu domnul Nistor, așa vorbiți și cu oamenii care vin la noastră în audiență? Dar domnul Nistor, ca lider de sindicat, lasă vreun muncitor să vorbească? Vreau să vă spun următorul lucru. Ceea ce nu știți dumneavoastră în calitate de consilier este faptul că eu știu să-mi ascult membrii de sindicat. Nu am muncitori pe care să-i conduc. Am niște cadre didactice pe care le reprezint. Iar un lider de sindicat, în primul rând, trebuie să știe să asculte și pe urmă să intervină și să ajute. Ori dumneavoastră votați, vă spun foarte clar, și semnați precum primarii. Întâi semnați și pe urmă descoperiți ce gafe ați făcut. Domnilor, vă propun ceva, o scurtă pauză de publicitate. Avem concluzii după aceea. De asemenea, după această pauză, doamnelor și domnilor, să sperăm că avem și reacții de la guvern, acolo unde ședința coaliției este în plină desfășurare. Și de asemenea, vă mai prezint un caz incredibil. Tot din domeniul bugetar, o șefă a Direcției de Sănătate Arad a vorbit la telefon de 27 de milioane de lei. Teoretic, telefonul domniei sale este plătit de instituția la care lucrează. De ce a vorbit atât de mult? Veți vedea.